Tot mai mulți oameni și-au mașini electrice și unii dintre ei mă întreabă, ok, dar ce stație de încărcare să-mi iau? Păi, nu mai există stații proaste, există stații diferite, însă cea pe care vreau să ți-o arăt astăzi este de la cei de la Electrico. Nu sunt la prima încercare cu ei, de data asta am însă o stație nouă, pentru că am făcut un upgrade la ultima generație pe trifazat cu load balancing. Chineză, dar vreau să vă explic de ce. Și am instalat-o aici, la casa veche, casa Buchnic 2, și o să testăm pe o mașină de acum 10 ani. Chestia asta arată așa destul de fancy. Nu e vina mașinii. Cei de la Tesla nu au actualizat dramatic designul pentru Tesla Model S, dar cu ocazia să vă pot arăta o afacere bună. Așa arată o afacere bună. Aceasta este o Tesla de 10 ani, cu o baterie care are deja peste 200.000 de kilometri. I s-a servisat motorul din spate, dar merge în continuare foarte bine. Are free supercharging? Ce șmecher ești! Și ai dat 21.000 de euro pe ea? Felicitări! Cameramanul meu, videograful cu care colaborez, a luat o decizie economică. Nu a luat o decizie de lux. A vrut o mașină care să facă drumuri lungi și să poată să o încarce gratis la drum lung. Acum, poate că soluția asta nu e neapărat pentru el, poate are un supercharger la îndemână, dar eu cred că această combinație între o mașină electrică, chiar dacă e de 21.000 sau chiar dacă este de 30, 40, 50, 100.000 și un carport fotovoltaic, sau o casă de prosumator cu panouri fotovoltaice pe casă, este combinația ideală. Însă, între producția de pe casă sau de pe carport și mașină, ne mai trebuie câteva lucruri. Iar astăzi trebuie să ne concentrăm pe una dintre piesele importante, chargerul. Iar cel pe care îl vezi aici este unul dintre cele mai interesante pe care le-am putut găsi, folositoare, frumoase ca design și made in România. Acesta este o stație, un wall connector, să-i spunem, un încărcător de perete, făcut în România de cei de la Electrico. Hai să-ți arăt de ce este în stare. Și chestia cea mai importantă este fix asta. Îl pui pe perete, este simplu, frumos, are niște LED-uri care îți spun ce face și poți să îți stochezi cablul de încărcare foarte elegant pe el. Acum e un timpul încărcării, știu că e bine să lași cablul întins pe jos. De ce? Pentru că în timpul încărcării există posibilitatea să se încălzească. Și nu vrei să faci efectul, sunt șanse foarte slabe să faci orice fel de prostie pe cablurile astea, dar stația asta așa mică cum o vezi este capabilă să livreze până la 22 de kW. Când o să dai 22 de kW, ceva se va încălzi, mai ales într-o zi de vară, lasă cablul întins, iar mie îmi place că cei de la Electrico nu se zgârcesc, avem un cablu nu doar care are specificație bună, ia uite, avem un cablu EVC, e pentru 450 până la 750 de volți. Noi mergem pe 400 de volți aici, că suntem pe trifazat. Așadar, este un cablu rezistent într-o carcasă solidă și carcasa nu este schimbată radical față de generația anterioară, nu are niciun afișaj pentru care aplicație, dar funcționează din testele mele deja, pentru că fac acest review după câteva săptămâni deja, fără niciun fel de probleme. Am testat și cu un BYD Sea Lion, am testat și cu o Tesla Model Y, acum și cu un Model S, dar cu 10 ani. Așadar, la toate mașinile cu care am conectat această stație de perete, nu am avut niciun fel de problemă. Adevărul este însă că devine din ce în ce mai greu să găsești o stație de încărcare care să aibă probleme. Și atunci, de ce vorbim despre asta? Că doar că merge? Nu. Asta este și deșteaptă. Și hai să-ți arăt câteva lucruri de care este în stare. La momentul la care noi vorbim, avem o zi noroasă și producem din fotovoltaice puțin sub 4 kW. Luăm din rețea 7,84 și casa consumă 11,7. Practic, 11 kW ajung în mașina asta și vreo câteva sute de W pentru restul proceselor. Casa e ce mai face ea pe acolo. Asta este partea mea de invertor. Eu așa verific ca să se întâmplă. Dar hai să vă arăt cât de intuitivă este aplicația celor de la Electrico. Ia uite-te aici. Asta este stația de aici. Asta este cea de acasă. Acolo nu am net. Dar aici pot să văd pur și simplu că dau mașina, ce este 11,1 kW, câtă energie am dat deja de când este conectată și puterea maximă. Pot să-i dau până la 22 de kW. Și da, există mașini făcute acum 10 ani, exact ca asta, care pot trage 22 de kW. La fel poate trage și un Porsche Taycan și sunt mai multe alte mașini. Am încărcat la mine în curte și astfel de mașini atât de care trag mai mult. A mea trage doar 11. Asta înseamnă că o astfel de mașină se va încărca fără probleme la tine în curte peste noapte. Dar pe mine mă interesează și chestia asta. Aș vrea să pot să încarc și peste zi,
și pot să combin energia din fotovoltaice sau din rețea pentru a-mi încărca mașina cât de verde vreau eu. Am un mod power, un mod hibrid și un mod green. Ce înseamnă modurile astea? Experiența din aplicație este simplă și intuitivă. Dacă tu vrei să-ți încarci doar din fotovoltaice, o să-ți ia doar curent din panourile fotovoltaice și le va băga energia directă în mașină ca să nu se mai ducă în rețea. Este modul pe care ți-l recomand, mai ales dacă ești acasă în timpul zilei și poți să faci peak shaving. Ce înseamnă asta? Îți pui mașina la încărcat undeva pe la 11 și între 11 și 2 și 3 o să iei energia de la prânz pe care o bagi în mașină ca să nu o împingi neapărat în rețea și știi clar că ești shake pe energie, adică îți încarci mașina de la tine din curte. Asta este modul pur fotovoltaic. E cel mai sustenabil și e cel mai eficient. Dar nu suntem toți acasă la ora aia. Și atunci, dacă încarci mai de dimineață sau încarci mai pe seară, poți face o combinație dintre cele două sau să folosești doar puterea aceea disponibilă. Mașina trage 11, stația poate da până la 22, dar poți să-i dai mai puțin în funcție de câtă producție ai tu. Poate ai mai puține panouri, poate iarăși este o zi noroasă. Sau poți să combini așadar puterea, sau poți să dai doar din rețea peste noapte, dacă nu ai nici baterii și nicio altă sursă de energie și vei trage doar din rețea. De-aia mă interesează stația asta, de-aia m-a interesat și colaborez cu cei de la Electrico pentru aceste stații și pentru a vă arăta stația asta, pentru că este în stare să facă load balancing într-o chestie așa de mică și de simpatică cu o aplicație care funcționează. Dar pentru cei mai tehnici dintre voi, stația asta mai știe ceva. Iar împreună cu Bogdan, cu inginerul automatist genial cu care eu colaborez, implementăm inclusiv un sistem care va face această stație să lucreze cu o casă în care toată automatizarea este KNX. Stația suportă standardul OCPP 1.6. Aici intrăm în chestii mai tehnice, te las pe tine să dai un Google sau îți las un link în descriere ca să înțelegi mai multe. Pentru că v-am tot arătat case făcute cu sisteme Victron. Ei bine, aici am un invertor Fronius, am niște fotovoltaice Trina Solar, stația nu are baterii, nu am nici măcar un Color GX de la Victron, pur și simplu sunt un prosumator mai clasic aici. Nu am baterii, pur și simplu dacă îmi pică rețeaua mi se oprește și mie producția. Aici casa este așadar un pic mai entry level, dacă vreți, din punct de vedere al strategiei energetice. Dar chestia asta poate să funcționeze și într-o astfel de casă care nu trebuie să fie cea mai avansată din punct de vedere al automatizărilor. Și cum face lucrul ăsta? Stația comunică momentul acesta cu un meter, un energy meter, adică cu un contor inteligent instalat în tabloul general care măsoară pur și simplu producția din fotovoltaice și cât se duce în rețea. Și așa știe stația cât îi cere mașina, cât produc fotovoltaicele și cât se duce în rețea și poate să facă niște delta, niște variații și toate astea se pot întâmpla automat în interiorul unui sistem inteligent. După care poți adaug tot felul de reguli, sistemul acesta OCPP permite automatizări foarte sofisticate. Tocmai de aceea, stația pe care o vedeți nu este doar pentru acasă, nu este doar pentru case cu sau fără panouri fotovoltaice, nu trebuie să ai panouri ca să o folosești. Poate fi folosită în complexe rezidențiale, poate fi folosită în spații publice, oriunde vrei să încarci de la 0 până la 22 de kW pe curent alternativ, poate fi încărcat cu stația asta de la Electrico, pe care da, pot să o recomand pentru că pur și simplu funcționează. Și mai e ceva important, am aici un buton în aplicație care îmi dă puteri suplimentare. De aici am un buton de stop charging sau de start charging. Dacă dau stop, s-a oprit și s-a schimbat culoarea LED-urilor, vezi? Dar dacă dau authorize charging, instantaneu, prin internet, prin cloud, comanda a plecat și LED-urile se învârt și am dat pornire la încărcare. Dacă mă duc aici la setări, pot să-i fac programări să nu meargă decât între anumite ore, o chestie iarăși foarte folositoare, pot să-i zic doar în aceste intervale, pe acest mod, o chestie foarte folositoare pentru cei care își încarcă mașina în același loc constant să nu-și bată capul, sau poți pur și simplu să share-uiești chargerul tău cu alți prieteni sau cunoscuți ca să nu trească să le pornești tu încărcarea. De aici poți să-i faci actualizări de firmware, poți să o restartezi, totul de la distanță dacă este nevoie. Și chestia care mie îmi place, poți să activezi sau să inactivezi plug and charge. Ce înseamnă chestia asta? Că pur și simplu dacă dezactivezi lucrul ăsta, va trebui să autorizezi fiecare încărcare. Așadar, stația asta poate fi integrată cu un sistem de automatizare sau doar cu aplicația în ce scenariu de utilizare vrei tu. Vrei să hotărăști tu când pornește sau vrei să plece automat? Vrei să tragă doar din rețea sau vrei să tragă doar din fotovoltaice sau o combinație dintre ele? Toate lucrurile acestea sunt însă doar începutul. Pe partea asta de automatizare putem să facem lucrurile și mai interesante și tocmai de aceea am instalat-o aici în carport.
cu tabloul în spate, cu automatizarea pregătită și voi mai reveni cu impresii pe durata de utilizare. Între timp, de când facem noi filmarea asta, videograful meu a băgat destul curent cât să se ducă și să se întoarcă înapoi în București dacă e nevoie și de două ori. Ți-a băgat vreo 5-6 kW? Nu știu că ai tot cu stop. Dar pot să zic că am venit cu 47 și am 51. Ai văzut? Deci, cam cât mai e consumul? 200 și ceva de wați? 21 3. Nu e rău. Nu e rău. 15 km, 20 de km am băgat de când am început să filmăm chestia asta. În jumătate de oră de când am apucat de treaba asta, putem să băgăm așadar undeva la vreo 5-6 kW. Asta înseamnă fără probleme chiar și 25 de km. E un scenariu bun de utilizare? Eu cred că este, pentru că așa cum ne încărcăm telefonul, ne încărcăm și mașina. Dar despre asta v-am mai povestit eu. Așadar, nu este o stație rapidă, este o stație de destinație. Aceasta este stația de la Electrico, îți las link mai jos pentru ea în descriere și o recomand cu toată inima că la mine a mers. Și sunt sigur că mai sunt printre voi oameni care au testat astfel de stații pentru că sunt produse în România și mai sunt cunoscute printre proprietarii de mașini electrice. În rețea se mai duc doar 400 de W și noi încercăm să luăm exact bucata aia care am injectat-o în rețea, să o băgăm în mașină. Acum mai sunt un pic soarele, hai să-ți arăt un pic din invertor. Uite, vezi că se confirmă. Atât producem noi de la soare. Dacă are și un pic mai mult soarele pe cer, aș putea să arăt mai mult de 5 kW, dar atât am. Și aproape 4,2, că mai avem vreo 6-700 de W pe care consumă casa. Și mașina primește în momentul ăsta 3,7. Hai să dăm pe power. Iar pe power acum ar trebui să pot să-ți dau maximul posibil cât trage mașina. Merge? Noi încă suntem în teste. Acum se schimbă. 6, crește, 8, 11. Iată, atât de ușor să treci din funcționare pe fotovoltaice în funcționare pe rețea. În funcție încă o dată de cât de tare te grăbești. E cel mai simplu mod, așadar, în care poți să-ți folosești energia din fotovoltaicele tale fără să ai neapărat o casă inteligentă. Fotovoltaice pe casă, invertor pentru fotovoltaice, un smart meter, o stație și o mașină electrică și te faci shake pe energie, adică îți extrage energia de la tine din curte. Veniți și voi și spuneți care este experiența voastră de utilizare cu o stație făcută local, dar care nu este dintre alea ieftine, este una de calitate. Din nou, link pentru produs și pentru preț în descriere, pentru că acest clip va trăi mai mult timp pe internet și nu aș vrea să vă dau informații care să expire mai încolo. Poate vedem și un Black Friday la ei, nu știu, dar mi-aș dori, cu siguranță că da, pentru că eu n-am luat doar una. Am luat deja, dar vă spun mai încolo pentru că mai lucrăm cu stațiile lor și o să mai facem și alte proiecte interesante. Cam atât însă despre această stație trifazată, inteligentă, cu load balancing de la Electrico. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și data viitoare să faceți numai case bune cu carporturi fotovoltaice.